Bun găsit la Jurnalul Esențial. Sunt Ramona Bârgăoanu. Iată care au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Modificarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2016 a fost amânată de consilierii locali. Viceprimarul Claudiu Maior a cerut amânarea proiectului pentru a lăsa timp cetățenilor să consulte aceste modificări. Viceprimarul susține că taxele nu vor crește, chiar dacă este contrazis de reprezentanții Direcției Economice, care vorbesc de taxe de 8 ori mai mari. Mai multe proiecte vizând noile taxe și impozite locale pe anul 2016 au fost amânate pentru ședința din luna decembrie, la propunerea viceprimarului Claudiu Maior. Proiectele erau trecute prin comisie, aveau viza de legalitate, dar am considerat că e bine ca ele să stea pe site, pentru ca Târgu Mureșenii să se uite, să nu cadă în unele minciuni apărute în presă, de genul că Primăria Municipiului Târgu Mureș mărește taxele. Articolele considerate mincinoase de viceprimar au fost publicate după ce însuși șeful compartimentului Direcției Economice, adică specialistul în taxe al primăriei Târgu Mureș, a declarat că de anul viitor anumite taxe vor crește și nu un pic, ci de 8 ori. Taxele vor rămâne la nivelul anului trecut, fără nicio diferență. Am făcut o simulare de calcul și, într-adevăr, aceasta înseamnă o creștere față de persoana care plătea până acum impozitul pe locuință, de exemplu, la un apartament de două camere, 122 de lei. Dacă acel apartament de două camere îl va folosi pentru scopuri activității economice, va plăti 975 de lei. Deci e o creștere de aproape 8 ori. Vă lăsăm pe dumneavoastră să decideți. În fiecare an, 30 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Andrei reprezintă un prilej de bucurie pentru toți creștinii ortodoxi. Această zi marchează începutul iernii și este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Sfânt Andrei, ocrotitorul României. Sărbătoarea Sfântului Andrei premerge zilei de 1 decembrie, ziua națională a românilor de pretutindeni. Astfel se unește spiritual sărbătoarea Bisericii Ortodoxe cu sărbătoarea României. Așa se explică și faptul că Sfântul Andrei este unul dintre cei mai populari sfinți ai ortodoxilor, iar numele nu este viu numai în Evlavia, ci și în folclorul românesc. Sărbătoarea Sfântului Andrei din 30 noiembrie reprezintă momentul în care, după credințele populare, se pogoară pe pământ sfinții patroni ai lupilor Petru și Andrei și se dezlănțuie forțele malefice reprezentate de strigoi și de lupi. Punctând un început, această noapte este una puternic marcată de sacru, astfel explicându-se manifestările specifice acestei sărbători, coborârea spiritelor morților, precum și luptele nocturne ale strigoilor și strigoaicelor care fură mana laptelui și a câmpului. Pe timpuri se spunea că remediile cele mai eficiente pentru a contracara acțiunile acestor spirite neliniștite erau sarea, macul, cânepa și usturoiul. Mai mult, tradiția populară spune că în noaptea de Sfântul Andrei, fetele își pot vedea ursitul sau viitorul soț folosind mai multe metode, fiecare după zona de proveniență a țării. Astfel, identificăm metoda făcutului cu ulcica. Singură în fața sobei, fata întoarce un vas nou de lut pe fundul căruia lasă să ardă trei cărbuni. Rostind o incantație, ea rotește ușor vasul și atrage atenția celui iubit. O altă metodă ar fi aceea cu verigheta. Într-un pahar cu apă neîncepută se aruncă o verighetă sfințită de preot în mijlocul căreia apare chipul ursitului. Prin alte părți, este obiceiul ca fetele de măritat să facă o turtă subțire ca o plăcintă din făină de grâu foarte sărată, denumită turtuca de Andrei, pe care o mănâncă la culcare. Băiatul pe care îl visează că le aduce apa ca să le astâmpere setea, se crede că este viitorul lor soț. Dincolo de aceste semnificații, data de 30 noiembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru cei care își sărbătoresc ziua onomastică, la mulți ani acestor persoane. Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă cel mai important eveniment din istoria României, înfăptuirea unor dorințe de mii de ani a românilor din granițele fostei Dacii. La 1 decembrie 1918, Transilvania s-a unit cu România și a fost adoptată ca și zi națională a României după înlăturarea regimului comunist. Din
Din punct de vedere istoric, la 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o rezoluție. Aceasta a avut rolul de a consfinți unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească cu România. Ziua de 1 decembrie 1918 încununează lupta românilor transilvaneni pentru unitatea națională și marchează momentul creierii României Mari, situându-se în continuarea precedentelor acțiuni unioniste ale fraților din Basarabia din 27 martie 1918 și Bucovina din 15-28 noiembrie 1918. Legea Unirii a fost ratificată prin decretul lege numărul 1631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I și votată de adunarea deputaților în ședința din 29 decembrie 1919 în unanimitate. România celor vremuri a devenit un stat modern și prosper. Din păcate, destinul istoric a făcut ca țara să fie din nou sfâșiată în anul 1940 și mai apoi după 1944 să cadă în negura comunistă. Românii de pretutindeni sărbătoresc astăzi Ziua Națională cu cântec, dans și voie bună. Faptele mărețe ale istoriei neamului au pătruns în conștiința și nu numai prin paginile zguduitoare ale istoriei, ci și prin prozele sau poeziile scriitorilor patrioți. Astăzi noi auzim ecoul lor de peste veacuri. Realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 a fost manifestarea voinței unanime a neamului românesc, fiind oglindită în pagini pline de un vibrant patriotism. Presa de atunci, din toate părțile locuite de români, a dat o atenție deosebită creațiilor literare care cântau Marea Unire. Mânați de un patriotism înfierbântat, câțiva mari scriitori ai României i-au scris și dedicat țării de-a lungul vremii poezii de suflet. Doamne, ocrotește-i pe români! Am dat viață și soldați pentru o patrie de frați. Am dat fapt, am dat zisa de la Nistru până la Tisa. Când vei fi și tu bărbat să te simți mereu soldat, Doamne, ocrotește-i pe români, pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe români. Ce aș vrea? Aș vrea odată iubita-mi țară să se ridice din somnul său și cu glas tare să strige piară al României oricare rău. Aș vrea dreptatea să reînvieze, să reînflorească pe acest pământ și tot românul ca să lucreze pentru al țărei falnic avânt. Aș vrea ca fala și fericirea să mai umbrească patria mea și în orice inim să văd unirea. Ia că, o Doamne, ia că ce-aș vrea. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viața în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Patria română, patria ne e pământul celor ce suntem în viață, cei ce ne iubim frățește, ne dăm mâna românește, numai noi cu același nume, numai noi români pe lume, toți cu aceeași soartă dată, suspinând cu toți odată și având toți o bucurie. Asta e patria română și ea sfântă să ne fie. Crez, cred în sfinți, dar și în voinici, cred în flori și în cremeni, căci tăcuții mucenici, cu haiducii zgemeni, dar mai cred că într-o zi aspru din furtună, neamul meu se va trezi cu securea în mână. Și atunci ierte cel din cer, liftele spurcate, căci prin sânge și prin fier ne-om croi dreptate. Deșteptarea României. Hai copii de același sânge, hai cu toții într-o unire. Libertatea cum sau moarte să cătăm, să dobândim. Pas români, lumea ne vede pentru a patriei iubire, pentru a mamei desrobire, viața noastră să jertfim. Fericit acel ce calcă tirania sub picioare, care vede în a lui țară libertatea reînviind. Fericit măreț acela care sub un falnic soare, pentru patria sa moare, nemurire moștenind. Astăzi, ca și întotdeauna, poporul român își cinstește eroii care s-au jertfit pentru a ne lăsa o țară întreagă frumoasă și bogată. Data de 1 decembrie are o semnificație profundă pentru românii de pretutindeni. Este Ziua Națională a României, zi în care, în urmă cu 97 de ani, românii au strigat cu toată ființa: noi vrem să ne unim cu țara. Lucrul acesta nu este știut doar de noi, adulții, ci se pare că și de cei mici. Micuți, dar bogați în cunoștințe, pui de oameni, dar patrioți și mândri că sunt români. Asta ne-au demonstrat elevii de la Palatul Copiilor împreună cu cei de la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, care sub îndrumarea învățătoarelor au pregătit un spectacol inedit, căruia i-au dat start printr-o mică povestioare istorică. 1 decembrie este Ziua Națională a
ocazie le-am luat 18 milioane din 1 decembrie 1918, decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite de Dunj și cu România. Cei mai mici au preluat ștafeta, au recitat poezii și au cântat cântece patriotice. Bineînțeles, serbarea s-a încheiat cu o frumoasă horă a Unirii. Pregătit de câteva săptămâni, începând cu o discuție despre ceea ce înseamnă România, despre ceea ce înseamnă patriotism, și am încercat să le insuflu copiilor ideea că trebuie să fim mândri că suntem români. Cu toate că, din păcate, în ultima perioadă, patriotismul devenea un sentiment de care ne era rușine, mă încântă ideea că în ultima, de câțiva ani încoace, de 2 ani de zile încoace, se trece din nou la însuflețirea copiilor cu acest sentiment de patriotism. Împreună cu cei de la Nicolae Bălcescu, de la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, și fiind ziua de 1 decembrie aproape, am hotărât să facem împreună sărbătorire aici, la Palatul Copiilor. Cum îți pare că s-a descurcat? Extraordinar s-a descurcat și, având în vedere vârsta lor și capacitățile lor, foarte bine. S-au mulat pe moment, asta contează cel mai mult pentru noi. Haideți să vedem cum sărbătoresc micuții Ziua Națională a României. Sunt fericită că sunt aici și îmi place să sărbătoresc Ziua României. Și cum sărbătorești Ziua României? Prin cântând Hora Unirii. Cum sărbătorești Ziua României? Păi, prin cântând Hora României. Și voi? Să cântăm Hora României. Eu o sărbătoresc cu familia și am venit aici ca să mă simt bine. La fel, și să cântăm Hora Unirii și cântece patriotice. Eu mă simt foarte mândră că sunt româncă și sunt foarte bucuroasă de Ziua României, merg mereu în centru și sunt foarte bucuroasă că pot fi aici și am sărbătorit și la școală, am avut o serbare. Eu sărbătoresc Ziua României cu familia, merg în centru și împreună cu clasa am avut o serbare la școală. Iar până la serbarea viitoare, dedicată Zilei Naționale a României, micuții i-au urat țării noastre... Ziua de 1 decembrie trezește de fiecare dată în sufletele românilor sentimentul de patriotism. Oamenii arborează steagul roșu, galben, albastru la geamuri, îmbracă haine de sărbătoare și ies în stradă să-și sărbătorească țara. La Târgu Mureș, oamenii au ținut să transmită câteva mesaje pentru românii de pretutindeni și pentru țara lor. Ce-i doresc târgu mureșenii acestei țări? Armonie, pace, înțelegere, o țară mai bună, mai prosperă și la mulți ani. Sănătate, bani, atât. Ce pot să-i doresc decât, multă fericire,
tuturor oamenilor. Vârstnicii nu doresc mai mult pentru țara asta decât să fie mai bine, să aibă un trai mai bun și tinerii să nu mai plece peste hotare. O viață mai bună. Numai bine, să meargă țara din ce în ce mai bine. Ziua Națională a României a fost între 1866-1947, ziua de 10 mai. Mai apoi, între anii 1948 și 1989, pe 23 august, era sărbătoare națională. La aproape un an, în 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată oficial printr-o lege promulgată de președintele Ion Iliescu. Prima zi din decembrie marchează unirea Transilvaniei cu România. Ploaia torențială nu i-a oprit pe sutele de târgu mureșeni care au ales să participe la evenimentele organizate în centrul municipiului cu ocazia zilei de 1 decembrie. Cu umbrele într-o mână și cu steaguri tricolore în cealaltă, participanții au așteptat cu nerăbdare defilarea gărzii de onoare și a tehnicii militare de intervenție. Ceremonia militară și religioasă dedicată sărbătoririi Zilei Naționale s-a desfășurat asemănător anilor precedenți. Evenimentul a început cu intonarea imnului național. A urmat o ceremonie oficiată de un sobor de preoți. Reprezentanții autorităților locale și județene au vorbit despre însemnătatea acestei zile. Semnificația zilei de 1 decembrie, oricine poate să spună ceva, oricine poate să cineze din familiile lor, dar și din cel mai înălțător moment care a fost ca parte România să nu fie, adică România. Peste 3 ani vom sărbători 100 de ani. 100 de ani de când națiunea noastră are o formă, are un conținut și are un nume. România. La 1 decembrie 1918, Alba Iulia, în fața 1228 de delegați și a peste 100.000 de participanți, Vasile Goldiș, în recitire textului rezoluției Marii Adunări Naționale, reunirea Transilvaniei cu România. Ce sentiment vă încarcă? Un sentiment de patriot și să știți că mi-a plăcut foarte, foarte mult. A fost foarte bine organizată și am deosebită plăcere, adică deosebită plăcere că am putut să vin aici. Târgu Mureșeni au trecut peste ploaie, a plouat foarte, foarte mult și totuși... Nu o conta pentru noi. Este una ziua națională și trebuie să respectăm această zi frumoasă pentru noi mureșenii. Sentimentul de dragoste, de unire față de țară. Cum vi s-a părut parada, acești soldați minunați? Foarte frumoasă și foarte activ văd că sunt. Și ei au trecut prin ploaie. Sentimentul de patriotism, cum îl vedeți dumneavoastră? Păi asta este, ca să fim uniți toți și să punem umărul să clădim ceva, să construim pe țara asta. Dar cum ți s-a părut parada? Foarte frumoasă. Ce îți place la țara asta și de ce ai steagul tricolor la gât? Deoarece acest steag reprezintă țara noastră. E o zi importantă pentru noi ca și popor român și totdeauna venim să sărbătorim. Ce înseamnă pentru dumneavoastră sentimentul de patriotism? Eu sunt de Republica Moldova și simt cu cei din România. Locuiesc în România de mai mulți ani și sunt român. 10 de instituții publice, organizații și școli au depus coroane și gerbe de flori la statuia Latinității. Printre acestea s-a numărat și televiziunea Târgu Mureș. Cel mai așteptat moment a fost defilarea gărzii de onoare și prezentarea tehnicii militare de intervenție. La mulți ani, România! Grenade, bombe, mitraliere, puști, sniper, arme de asalt și autospeciale de intervenție în război. Toate acestea puteau fi admirate de curioșii care au participat la expoziția de armament și tehnică militară. Efectivele instituțiilor din Sistemul Național de Ordine Publică și Siguranță Națională de pe plan local și-au prezentat tehnica militară, armamentul, aparatura și echipamentele specifice din dotare. După cum puteți vedea, avem armamentul de lungă distanță pe care le folosim pentru neutralizarea anumitor ținte. De exemplu, cu această pușcă sniper puteți opri un autovehicul la 2 km. Este costum anticaloric, se folosește exclusiv la incendiile de combustibil.
Se folosește exclusiv atunci când se dă cu spumă, se stinge, nu se stinge cu apă. Este un material reflectorizant care reflectă căldura. Se folosește cu aparatul de respirat pe interior. Cei mai curioși, desigur, au fost cei mici care au avut șansa de a ține în mână armele de luptă, să se fotografieze cu câinii special antrenați sau să se urce în mașinile folosite în teatrele de război. Expoziția a fost organizată de Ziua Națională a României. 6 personalități mureșene au primit diploma de excelență și fibula de la Suseni. Cea mai valoroasă distinție acordată la nivelul județului Mureș a fost înmânată cu ocazia zilei de 1 decembrie de către autorități. Sala de oglinzi a Palatului Culturii a găzduit evenimentul care a devenit deja tradiție. În acest an, 6 persoane au primit recunoaștere pentru întreaga activitate, pentru aportul deosebit adus la consolidarea identității culturii mureșene. Fostul internațional de fotbal și personalitate emblematică a sportului mureșean, Bălăni Laszlo, a fost primul care a fost ales pentru a primi fibula de la Suseni. Cred, știu, că este o ființă puternică, cu sufletul de aur, cu un caracter extraordinar și impresionant. A reușit? Reușește să facă în viață ceea ce vrea și asta o face la un nivel superior, absolut superior. Nefiind în țară, mesajul premiatului a fost citit de soția Bălăni, Clara, extrem de emoționată. Mă opresc numai pentru o clipă și în fața României și în statul Brașov de locuim. Nu îmi trebuiesc să urc până la facultatea de medicină, dar nu cobor nici până la stadionul meu drag din Liga. Astăzi doar o clipă îndrăznesc să mă gândesc și la Târgu Mureșeni. Doar o clipă. Altfel lacrimile mi-ar fărea și ați afla cât de fragile sunt. Alături de Bălăni Laszlo, un alt mare nume al sportului mureșean, antrenorul de handbal Radu Voinea s-a numărat printre personalitățile distinse cu fibula de la Suseni. Activitatea mea de sport, sigur, handbalul a fost un sport care, zic și eu, și-a făcut datoria față de această țară, a făcut cinste și onoare României și sportului în general. Activitatea directorului artistic al companiei Liviu Rebreanu, Alina Nelega, respectiv a maestrului Pompei Hărășteanu, prim solistul operei române, au fost premiate cu această ocazie. Între premiat s-a numărat și omul de afaceri Ruxandra Hurezianu și maiorul Tiberius Marcel Petre, care și-a pierdut viața la datorie în urmă cu câțiva ani în Afganistan. Primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a ținut să fie alături de sutele de târgu mureșeni de Ziua Națională a României. Edilul s-a bucurat că oamenii au înfruntat ploaia și au venit în număr mare să sărbătorească această zi. Cu încredere în viitor și cu gânduri bune. Așa a întâmpinat Maria Precu, primarul din Reghin, Ziua Națională a României. N-am simțit ploaia, n-am simțit frigul și este normal. Totdeauna mă gândesc că ar fi rușinos din partea noastră să ne oprească asemenea condiții meteorologice, ținând cont că strămoșii noștri au murit ca noi să trăim ziua de astăzi și orice a face nu este destul pentru memoria lor. Eu am considerat că trebuie să fiu alături de cei din Târgu Mureș pentru că este reședință de județ și evenimentul are amploare, așa că la Reghin am făcut evenimentul posibil să fie în 30, să ne putem împărți, ținând cont că instituțiile militare au trebuit să-și dozeze eforturile și am prelungit acest eveniment, inclusiv astă noapte, uitându-mă la televizor, mi-am dat seama că este o zi pe care trebuie să o trăim cu toții profund și să ne implicăm oriunde am fi, nu contează poziția socială, contează că trebuie să nu ne fie rușine că suntem români, să fim mândri, dar nu o mândrie afișată, ci o trăire sufletească prin respectarea acestui moment deosebit.
Maria Precup s-a bucurat de prezența tinerilor la evenimentele prilejuite de Ziua Națională a României. Văzând atâta lume, mi-am dat seama că se extinde și în rândul tinerilor și în rândul copiilor și atunci efortul nostru nu este în zadar. Adevăratul confort este în intimitatea casei tale. Hot Spring România și Live Relax vă ajută să vă creați propria oază de relaxare. Consultanță, proiectare, design și execuție de centre wellness, spa, comerciale sau rezidențiale. Unic importator al căzilor cu hidromasaj, marca Hot Spring USA. Asigurăm comercializarea, instalarea și mentenanța acestora. Sub egida e vremea colindelor, televiziunea Târgu Mureș și Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș vă invită duminică 13 decembrie, începând cu ora 17, în Sala Mare a Palatului Culturii, la Gala Colindului Românesc. Intrarea este liberă. Vă așteptăm! Cheia longevității și sănătății noastre este mișcarea. Centrul de Fizioterapie și Reabilitare Medicală SAMED vă pune la dispoziție următoarele servicii. Fizioterapie, kinetoterapie, salină, bazin cu apă serată, saună, ecografie și Doppler. Sub atenta îndrumare a unui kinetoterapeut, asigurăm recuperarea motorie a pacientului în mod eficient și rapid. Centrul Medical SAMED. Luduș, Bulevardul 1 Decembrie, numărul 23. Telefon 0365 430 632. Potrivit noilor reglementări, Casa Județeană de Pensii Mureș anunță că aproximativ 320 de veterani și văduve de război beneficiază de călătorii gratuite dus-întors, atât pe calea ferată, cât și cu alte mijloace de transport la alegere. Începând cu data de 6 noiembrie 2015, a intrat în vigoare legea numărul 259/2015 cu noi reglementări, care prevăd ca veteranii și văduvele de război să beneficieze de câte 12 călătorii gratuite dus-întors, ori 24 de călătorii simple în cursul unui an calendaristic. Dacă legea inițială prevedea călătoria acestora numai pe calea ferată, în prezent veteranii și văduvele de război vor putea călători cu orice mijloc de transport. Începând cu data de 6 noiembrie 2015, a intrat în vigoare legea numărul 259/2015, care modifică practic legea 44/1994 și care prevede că veteranii de război și văduvele de război beneficiază de călătorii gratuite dus-întors pe calea ferată cu mijloace auto sau orice alt mijloc de transport la alegerea titularului. Din categoria veteranilor de război fac parte cei decorați cu medalia Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial, perioada 1941-1945, generalii și ofițerii. Numărul de călătorii stabilit pentru titulari poate fi folosit și pentru însoțitori. În județul Mureș mai sunt 300 și vreo 20 de veterani de război și văduve de război. Legitimațiile de transport tip card pot fi utilizate și de către soțul, soția, fiecare după caz sau alte persoane mandatate de titular să le reprezinte interesele pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezența titularului la efectuarea călătoriei.
După inaugurarea noii clinici de medicină a muncii din Târgu Mureș, care oferă posibilitatea efectuării tuturor investigațiilor necesare pentru toate bolile profesionale, orașul va adăposti în curând și un centru de toxicologie, al doilea din România după cel existent în București la Spitalul Floreasca. Șeful Clinicii de Medicină a Muncii, recent inaugurat la Târgu Mureș, a declarat că în curând instituția va adăposti un centru de toxicologie, al doilea din țară, după cel existent la Spitalul Floreasca din București, precizând că au demarat deja primele proceduri pentru un program național de toxicologie clinică. Am devenit partenerii dânșilor și vom învăța de la dânșii să abordăm această problemă a intoxicațiilor. Există un proiect la Institutul Național de Sănătate Publică pentru înființarea a două centre de informare toxicologică, unul la Floreasca, la București și unul la Târgu Mureș, fiecare pe câte o jumătate de țară, unde fiecare medic va putea să sune și fiecare pacient va putea să ceară informații în legătură cu suspiciune de intoxicații. Proiectul nu este unul doar pentru boli profesionale, ci pentru toate tipurile de intoxicații, prin dotarea centrelor și cu rezervele de antidoturi care există la nivelul Uniunii Europene. Dorim să promovăm și să obținem și un program național pentru toxicologie clinică, prin care aceste două centre să fie dotate și cu rezervele de antidoturi pentru toate intoxicațiile pentru care există aceste antidoturi la nivelul Uniunii Europene, astfel încât în momentul în care apare o intoxicație pe raza fiecărui centru, să poată să pornească antidotul cu ambulanța, cu elicopterul, iar apoi pacientul să fie după caz transferat la aceste două centre. La Clinica de Medicină a Muncii acum pot fi efectuate toate investigațiile necesare pentru diagnosticarea bolilor profesionale, clinica fiind dotată cu mai multe tipuri de aparate de diagnostic de înaltă performanță. La inaugurarea Clinicii de Medicină a Muncii din Târgu Mureș, toți cei prezenți la eveniment și-au amintit cu drag de unul dintre marii luptători pentru medicina muncii, în cinstea căruia au montat și o plăcuță comemorativă la intrarea în clinică. Haideți să vedem despre cine este vorba. Conferențiar dr. Saz Loran Ciobo a fost unul dintre cei mai mari luptători pentru specialitatea medicina muncii. A absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Institutului de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș în anul 1978. A obținut titlurile de medic specialist în specialitatea medicina muncii, medic primar în medicina muncii și doctor în medicină în noiembrie 1996. În activitatea sa didactică, conferențiarul a fost apreciat în mod deosebit de studenți și de medici, cărora le-a călăuzit primii pași în profesie. La trecerea în neființă a conferențiarului dr. Saz Loran în urmă cu 3 ani, comunitatea universitară din Târgu Mureș încă suferă o mare și grea pierdere. Iar acest lucru s-a văzut încă o dată la inaugurarea Clinicii de Medicină a Muncii din cadrul Policlinicii numărul 2 din Târgu Mureș, în urmă cu aproape o săptămână. Vrem să facem un lucru de suflet, și anume să ne aducem aminte de cel care a fost unul dintre marii luptători pentru această specialitate, pentru medicina muncii în România, domnul conferențiar dr. Saz Loran, care, din păcate, s-a stins prea devreme, a plecat prea devreme din această viață, în urmă cu 3 ani, drept pentru care astăzi, în semn de omagiu și de cinste, dezvelim această plăcuță comemorativă în onoarea domnului conferențiar. În calitate de colegă cu Loran Saz, conferențiar, medic de medicină a muncii, un foarte bun organizator, și să atragă atenția asupra unui lucru minunat pe care l-a făcut, a încercat să-l facă în anii pe care i-a petrecut la Clinica de Medicină a Muncii, a încercat să clădească un centru de reabilitare pentru pacienții cu boli profesionale. Îmi doresc ca acest lucru să se întâmple aici, în alte părți din țară, pentru că este un lucru minunat. L-a gândit, a fost un vizionar în cea mai mare parte a vieții sale. Din păcate, viața a fost mai scurtă decât ne așteptam, dar a lăsat ca moștenire o familie minunată, a lăsat colegi pe care i-a format și care vor duce mai departe ceea ce a încercat să facă, și sperăm că vor menține cel puțin la același nivel nivelul clinicii de boli profesionale din Târgu Mureș. Emoțiile sunt ale tuturor, cred eu, mai mari ale celor care l-au cunoscut pe doctorul Loran Saz, care l-au apreciat, care au făcut eforturi să vină aici tocmai pentru acest moment extrem, extrem de încărcat.
Sigur că e bine să ne amintim de cei care au fost, mai ales dacă au și făcut ceva la viața lor. Și pentru că se întâmplă acest lucru astăzi, trebuie să îl felicităm și să îl prețuim cu atât mai mult pe Horațiu Moldovan. Mi se pare un gest de o foarte frumoasă, extrem de frumoasă, nici nu știu cum să o numesc, comportare a unui discipol față de, acum sunt foarte emoționată chiar, față de maestrul său. Laurent Sas a fost un reprezentant marcant al medicinii muncii din România. Personalitatea lui, profesionalismul lui a fost dublat de omenie, de har și în același timp de prietenie. Eu personal am avut de învățat foarte multe lucruri de la domnia sa. Îmi pare rău că ne-a părăsit mult prea devreme. După cum știm toți, în viață, dacă nu există continuitate și finalitate, nimic nu are sensul. De aceea mă bucur foarte mult că dr. Horațiu Moldovan, colegul nostru și prietenul nostru, a preluat conducerea medicinii muncii Târgu Mureșene. El este un luptător în specialitatea noastră, pentru care îl felicit și doresc mult succes. Așa cum, după 3 ani de zile, postura sau ipostaza de prieten a domnului conferențiar Sas m-a onorat și mă onorează. Cred că prietenia care a fost evocată parțial aici este un sentiment în care mereu ai nevoie de și simți reciprocitate și în același timp responsabilitate. Eu am împărtășit ambele aceste virtuți alături de prietenul meu. A fost să fim născuți, fără să mă extind prea mult, în aceeași zi, în aceeași lună, același an și dacă stau să mă gândesc la ce înseamnă destinul sau cursul vieții unui om, cred că parțial am parcurs împreună. Destinul, practic, ne-l făurim treptat și ne-l construim singuri, în funcție de felul nostru de a fi și în funcție de ce ne aduce viața în față. Și parțial, poate că o parte din el rămâne o enigmă și etapele care urmează rămân la voia hazardului. Așa a fost să fie și cu prietenul meu și tot ce s-a spus aici despre el, poate este prea puțin, a fost un om de înaltă ținută profesională și morală și un om cu un suflet mare, un om care, așa cum știu eu și am împărtășit împreună multe clipe plăcute și mai puțin plăcute și dezbateri interioare și trimiteri la alte sentimente care apropie pe oameni, așa cum știu, a fost un om încrâncenat, care a pus suflet în tot ce a făcut și acest suflet s-a văzut în tot ce a lăsat în urma lui. Din păcate, a fost nevoie de această încrâncenare și în ultimii ani de zile, când boala a încercat. Mă bucură și mă onorează invitația lui dr. Moldovan și cred că tot ce se va întâmpla aici în urma celor începute și deschise de domn dr. Sas se vor materializa într-un destin comun profesional și, repet, marcat de o altă ținută morală și afectivă pentru toți cei care îl urmează, ca și avându-l mereu pe el ca exemplu. Instituția va adăposti în viitorul apropiat și un centru de toxicologie al doilea din România, după cel existent în București, la Spitalul Floreasca. Ca în fiecare an, 3 decembrie 2015, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a fost marcată și la Târgu Mureș de Fundația Alfa Transilvană. Pe întreg parcursul acestei zile, în fața unui complex comercial, târgu mureșenii au avut ocazia să experimenteze deplasarea în scaun rulant și să viziteze microbuzul destinat transportului persoanelor cu dizabilități.
Această zi a reprezentat un bun prilej pentru ca târgu mureșenii să manifeste solidaritate față de persoanele cu dizabilități. Prin această activitate, reprezentanții Fundației Alfa Transilvană au dovedit că și persoanele cu dizabilități pot trăi în acea normalitate, asemenea oamenilor obișnuiți. Practic, asta încercăm și noi să facem astăzi, o acțiune de conștientizare prin care târgu mureșenii sperăm că vor fi mai solidari cu persoanele cu dizabilități. Pentru asta le-am pregătit și niște mici exerciții. Unul dintre ele este o experiență de deplasare în scaun rulant, iar pentru cei care doresc îi și ridicăm cu liftul în mijlocul special adaptat, în mijlocul de transport special adaptat transportului persoanelor cu dizabilități. Microbuzul proaspăt achiziționat de Fundația Alfa Transilvană destinat transportului persoanelor cu dizabilități este un bun exemplu că acestea pot călători în excursii sau în scopuri medicale și asta chiar dacă se află într-un scaun cu rotile. La activitate au participat și tinerii de la Centrul de zi Atrium din cadrul fundației, care au împărțit stegulețe cu mesaje de conștientizare a activității. Moș Nicolae se apropie, doar câteva zile ne mai despart de mult așteptata zi. Nu doar copiii așteaptă ziua de Moș Nicolae cu emoție, ci și oamenii mari. Cadourile nu au întârziat să apară la târgul Handmade dedicat Târgu Mureșenilor. Ziua de 6 decembrie va fi una magică, cea care va da startul sărbătorilor de iarnă. Dacă nu știți ce cadouri să le oferiți celor apropiați, vă sărim un ajutor cu o varietate de idei handmade, potrivite pentru orice vârstă. Sunt obiecte de artizanat, bijuterii, ornamente de Crăciun, ciocolată de casă, prăjituri de casă, deci numai lucruri făcute artizanal. Veniți din toate colțurile țării, meșteșugarii au avut cu ce se mândri în fața cumpărătorilor. Mai mult, unii dintre ei ne-au dezvăluit câteva secrete în ceea ce privește arta obiectelor expuse. Acesta, de exemplu, e cu brad natural, dai brad din Olanda adus, deci dacă se usucă, nu se scutură, nu își schimbă culoarea. În rest, încercăm să folosim cât mai multe materiale, cum e sacul ăsta, materialul de sac, biodegradabil, plastic prea puțin, dar greu găsim articole care să nu fie din plastic, din păcate. Suporturile, sunt multe suporturi care noi le confecționăm, unele le cumpărăm, dar cam în 80% noi le confecționăm tot. Dacă unii dintre confecționari au folosit materiale biodegradabile, cum ar fi textura de sac, alții au preferat să folosească tehnica decupajului, călcarea și cusutul, toate pentru a obține cele mai frumoase handmade-uri. Păi, tehnica este decuparea, aplicarea, călcarea și după aceea cusutul, care totuși e, cât să vă zic, o perioadă așa, 10-15 minute, depinde de produs, cum se ăsta, după aia se coase. Cele mai multe dintre obiectele decorative au fost realizate din bumbac, brodate cu ață specială și elemente cromatice menite să încânte cumpărătorii. A 26-a ediție a Zilelor Muzicii Sacre aduce pe scena Palatului Culturii din Târgu Mureș și în mai multe biserici din municipiu lucrări celebre din literatura corală de Crăciun. În acest an vor onora cu prezența dirijori din Ungaria și Germania. Zilele Muzicii Sacre, devenite tradiționale în Târgu Mureș, debutează duminică cu un concert coral extraordinar la Biserica Greco-Catolică Sfântul Nicolae. Corul mixt al filarmonicii din Târgu Mureș, sub bagheta dirijorului Vasile Cazan și alături de maestrul de studii de cor Sico Sidonia, vor prezenta lucrări celebre de Crăciun de Gheorghe Dima, Emil Monția, Timotei Popovici, Francis Hubic și Gavril Musicescu. Concerte dedicate Muzicii Sacre și Sfintelor Sărbători vor avea loc până în data de 26 decembrie, atât în Sala Mare a Palatului Culturii, cât și în numeroase biserici, precum Biserica Ortodoxă Sfânta Ana, Biserica Minorităților, Biserica din Cetate sau Biserica Adventistă. Astfel, filarmonica aducând muzica sacră în mijlocul credincioșilor, aparținând diferitelor culte religioase. Programul complet al Zilelor Muzicii Sacre îl puteți consulta pe www.filarmonicameșe.ro. Unii dintre răniții din marea tragedie de la Colectiv au fost uciși, de fapt, de infecțiile intraspitalicești. O recunoaște chiar purtătorul de cuvânt al Spitalului de Arși și din Capitală, medicul Adrian Stănculea.
Într-o discuție cu jurnaliștii televiziunii și presei naționale în fața Spitalului de Arș la data de 3 decembrie, Adrian Stănculea, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Arș din capitală, a declarat că trei dintre răniții din clubul colectiv care au fost internați în spital au decedat din cauza infecțiilor intraspitalicești. Am avut 26 de bolnavi internați în spital, din care au decedat 6, iar care au decedat aproape sigur din cauza infecțiilor sunt 3 bolnavi, a spus medicul Adrian Stănculea. În momentul în care jurnaliștii l-au întrebat dacă oamenii ar fi putut fi salvați în condițiile în care ar fi fost transferați în străinătate, medicul a spus că nu sunt niște supoziții, au decedat și în străinătate. Posibil da, dar mulți bolnavi au plecat cu culturi sterile de aici, dar e drept că unele din culturile luate înainte de a pleca arată că acolo exista un grad de contaminare. Infecțiile intraspitalicești reprezintă pe plan internațional una dintre complicațiile cele mai frecvente ale pacienților cu arsuri majore. Conform studiilor de specialitate în acest domeniu, 75% dintre decesele pacienților cu arsuri sunt asociate cu complicații infecțioase și sau leziuni pulmonare. Infecțiile reprezintă doar unul dintre multipli factori determinanți ai prognosticului în cazul pacientului cu arsuri. Principalul factor care a determinat decesul pacienților răniți în incendiul din 30 octombrie este reprezentat de leziunile pulmonare grave, se arată într-un comunicat postat pe site-ul Ministerului Sănătății. Conform presei naționale, mai mulți medici de la Spitalul de Arsuri au declarat că unii dintre răniți au murit din cauza infecțiilor intraspitalicești, deoarece în spitalele românești nu există camere sterile în care fiecare pacient să fie tratat corespunzător. Singura unitate de arș care ar îndeplini aceste condiții, cea de la Spitalul Floreasca din București, a fost inaugurată anul acesta, dar nu a fost deschisă. Revenim cu sport imediat. Sub egida E vremea colindelor, Televiziunea Târgu Mureș și Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș vă invită duminică 13 decembrie, începând cu ora 17, în Sala Mare a Palatului Culturii, la Gala Colindului Românesc. Intrarea este liberă. Vă așteptăm! Noutățile? Echipa E-Light stă la dispoziția ta cu cele mai profesionale produse și cu cele mai eficiente sfaturi care te vor convinge de profesionalismul întregii echipe. Într-o atmosferă armonioasă, prietenoasă și relaxantă, echipa de profesioniști din cadrul salonului de înfrumusețare, estetică și remodelare corporală E-Light este pregătită să vină în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră, oferind consiliere individuală și soluții personalizate. Un salon intim, elegant, care vă pune în valoare calitățile naturale prin servicii profesionale de hair styling, manicură și pedicură, make-up, cosmetică, întreținere și remodelare corporală, LPG, ultrasunete, biostimulare, radiofrecvență, capsulă cu infraroșu, bronzare profesională cu tuburi chocolate brown. E-Light, un nume de rezonanță în domeniu. Vă așteptăm pe strada Brăila numărul 2 sau la telefon 0734 287 008. Produse fast food, meniul zilei și catering de cea mai bună calitate numai la Dr. Will. Vă așteptăm în Piața Armatei numărul 22, comenzi la telefon 0757-035-202. Partenerul ideal, Taxi Royal. Prompt, rapid și eficient. Taxi Royal, confort și seriozitate. Telefon 0265-204942 sau 0745-406696.
Victorie la scor, piperată cu faze spectaculoase. De asta au avut parte fanii care au venit să vadă partida dintre BC Mureș și CS Phoenix Galați. Meciul a contat pentru etapa 10 a Ligii Naționale de Basket Masculin. Cei care și-au petrecut seara de sâmbătă la sala polivalentă din Târgu Mureș au avut parte de un meci memorabil în care s-au duelat formația BC Mureș și nou promovată Phoenix Galați. Adversarul, deși venea după o victorie importantă împotriva echipei UBT Cluj-Napoca, nu a reușit să facă față mureșenilor, în special duo-ului Goran Gajović al Hagi Mohamed. Cei doi jucători, ambii cu o condiție fizică impresionantă și o detentă demnă de invidiat, au ridicat sala în picioare prin numeroase faze spectaculoase. Victoria mureșenilor nu a fost pusă în pericol nici măcar un minut, existând o diferență semnificativă pe tabelă pe toată durata partidei. După 40 de minute de joc, BC Mureș a învins nou promovata din Galați cu scorul de 109-79. Astăzi am păcătuit la decizii, am avut foarte multe ratări, procentajele, pentru că sunt aruncări care nu sunt selectate atent în momentul jocului și acest lucru ne-a costat. O echipă mai robustă, o echipă mai puternică, maniera de joc a fost să lase jocul de contact, lucru care evident nu ne avantajează pe noi. All the time speaking about the same thing. Până acum nu am avut un pasator. Acum, cu venirea lui Al-Haji, avem un jucător care poate să paseze la omul liber. Înainte, asta reprezenta o mare problemă la acest capitol. Sezonul trecut, Filip a fost un pasator adevărat, dar anul acesta lipsea acest pasator care dă pasele decisive. Nou venitul Al-Haji Mohamed la meciul de debut pentru BC Mureș a fost cel mai eficient jucător cu 24 de puncte, 4 recuperări și 9 pase decisive. Linia statistică extrem de bună a americanului se datorează și aportului lui Goran Gajović. Amândoi avem același stil de joc și când gândești la fel este ușor să colaborezi pe teren. Și lui îi place jocul în viteză și mie îi place să conducă mingea și mie îmi place să conduc mingea. Fiind jucători asemănători, ne înțelegem bine pe teren. În următoarea etapă, BC Mureș va evolua tot în fața propriilor fani. Meciul ar fi trebuit să se dispute pe terenul adversarilor, UBT Cluj-Napoca, însă sala din Cluj este ocupată. Confruntarea dintre cele două echipe este programată să aibă loc vineri de la ora 17:15. ACS Poli a învins ASEA Târgu Mureș cu 2-0, 1-0 după golurile reușite de Luchin 45 și Rufino 86. ASEA putea conduce detașat în prima repriză, însă Mureșan nu l-a putut învinge pe portarul advers cu un șut din 6 metri lateral dreapta. La cornerul care a urmat, Ramiro Coștea se înalță în mijlocul careului, dar lovitura sa de cap este scoasă în extremis de Kirchen peste poartă. La al doilea corner, Balici trimite și el spre poartă, dar se lovește puternic la cap, fiind schimbat peste câteva minute și transportat la spital. Gazdele au deschis scorul în finalul primei reprize. O lovitură liberă lateral dreapta, centrare în 6 metri și Luchin Rea nemarcat peste Stăncioiu. În repriza secundă, roșialbaștri au forțat egalarea fără a avea însă ocazii clare de gol. Al doilea gol al gazdelor a venit spre finalul partidei după un contraatac. Pentru ASEA au evoluat Stăncioiu, Golanski, Balaur, Gonzales, Balici, schimbat cu Velaiu și în minutul 34, Mureșan, Gorobsov, schimbat cu Voiculeț în minutul 75, Hanca, schimbat cu Pedro în minutul 45, Brandan, Iazvici și Coșta. Miercuri de la ora 20:30 pe Cluj Arena, ASEA va întâlni pe Steaua București. Ultima zi din luna noiembrie a fost una importantă pentru CSM Medicina, care a jucat pe teren propriu cu ACS Penicilina Iași în returul primei faze a Cupei României la volei feminin. Medicinistele au învins luni seara echipa ieșană cu scorul de 3-0 și și-au asigurat prezența în sferturile de finală ale Cupei României la volei feminin. Echipa antrenată de Atanas Petrov a câștigat primul set cu scorul de 25-19, al doilea cu 25-20, iar ultimul cu 25-19. În turul fazei a doua, CSU Medicina CSS Târgu Mureș va juca cu CS Știința Bacău, echipă direct calificată în această fază a competiției. Meciul din turul fazei a doua Cupei României la volei feminin va avea loc în 17 februarie 2016 la Bacău. Returul se va disputa în Târgu Mureș în 9 martie 2016. ASEA Târgu Mureș și Steaua București au terminat la egalitate 1-1 partida disputată în data de 3 decembrie pe Cluj Arena. Cu acest egal, formația târgu mureșeană se menține pe ultima poziție, care asigură participarea în play-off.
Partida a contat pentru etapa 20 a ligii întâi. Pentru a se înscris Ramiro Coștea în minutul 48, Filip deschizând scorul în minutul 41. Meciul a fost unul echilibrat cu puține ocazii de gol. În prima parte, oaspeții au avut cea mai importantă ocazie, bara lui Stanciu din minutul 37. De partea cealaltă, doar șuturile lui Mureșan și Iazvici au pus probleme la poarta adversă. Golul a venit chiar înainte de pauză, în urma unei faze fixe. Filip trimițând din careu la colțul lung. Începutul părții secunde a fost mult mai alert. Stanciu a ratat pasa pentru golul 2, fiind blocat excelent de Stanciu. Pe contraatac, Dedo pătrunde pe stânga, centrează în careu, iar Ramiro Coștea reia puternic în plasa porții lui Niță. Stăncioiu mai are o intervenție salvatoare în minutul 67 la lovitura de cap trimisă de Hamrun. Pentru ASEA au evoluat Stăncioiu, Velaioș, Balaur, Bejan, Balici, schimbat cu Brandan în minutul 76, Iazvici, Gorobsov, Mureșan, Dedo, schimbat cu Romario în minutul 74, Accente, schimbat cu Voiculeț în minutul 82 și Coștea. În etapa viitoare, roșialbaștrii vor juca luni pe stadionul Dinamo cu FC Voluntari. BC Mureș va juca cu SCM U Craiova în turul 2 al Cupei României la basket masculin. Tragerea la sorți pentru turul secund a avut loc în data de 3 decembrie la sediul Federației Române de Basket. Președintele clubului mureșan, Cornel Lungu, crede că nu există favorite și vor merge mai departe echipele care vor fi mai în formă în zilele partidelor. După schimbarea sistemului competițional, echipele de basket masculin nu mai au vacanță de iarnă, iar programul este extrem de încărcat. Meciurile din turul 2 se vor disputa la începutul lunii ianuarie anului viitor. Până atunci însă echipele au de jucat încă 5 meciuri, adică 5 etape din campionatul național. Sunt meciuri eliminatorii, depinde cum ne vom concentra și echipele cum vor fi spre sfârșitul acestui an. Așa cum bine știți, este un meci în 28 decembrie și este unul în 19. E un program mai complicat decât pare. Conform extragerilor efectuate ieri la sediul Federației Române de Basket, Energia Târgu Jiu se va duela cu nou promovata Dinamo București. Orădenii vor da piept cu formația Steaua București, în timp ce BCMU Pitești va juca împotriva echipei UBT Cluj-Napoca. În meciul tur, mureșenii joacă pe teren propriu în data de 4 ianuarie. Tur programat pe data de 9 ianuarie să evolueze în casa echipei SCMU Craiova. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Rămâneți alături de programele noastre. Sunt Ramona Bârgăoană. O experiență de peste 15 ani în domeniu, Nakita vă propune o gamă de produse atent selecționate în sectorul siguranței și protecției muncii. Scopul nostru este de a combina protecția și confortul la locul de muncă, dar mai ales de a proteja angajatul din cap până în picioare. Pentru siguranța clienților proprii, Nakita dispune de un laborator de verificări periodice pentru produsele de lucru la înălțime și de un laborator pentru verificarea produselor de electrosecuritate. Nakita, soluții complete pentru protecția și securitatea muncii. În Târgu Mureș, bulevardul 22 decembrie 1989, numărul 150. Telefon 0265212958 sau pe www.nakita.ro. Sub egida E vremea colindelor, Televiziunea Târgu Mureș și Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș vă invită duminică 13 decembrie, începând cu ora 17.